spectacole de muzică ușoară, seri de teatru, diferite festivaluri și concursuri, concerte de muzică populară, prezentări de lucrări plastice, toate aceste acțiuni sunt cuprinse în maratonul cultural ce se va derula la Giurgiu între 6 aprilie și 22 mai. Primăvara Culturală Giurgiuveană este un complex, este un maraton al activităților culturale artistice. Este un maraton pe care noi îl pregătim de vreo 7 ani de zile. Practic, dorim să cuprindem întreaga plajă a cultural-artisticului, cum în fapt se va întâmpla și în acest an. Avem piese de teatru, așa cum spuneam mai devreme, întreaga paleta cultural-artisticului o vom desfășura începând cu data de 6 aprilie, data la care vom începe cu un festival concurs național de artă plastică Hristos a înviat. Una dintre acțiunile așteptate cu mult interes la Ateneul Bălănescu este cea din seara de 21 aprilie, ora 19, când iubitorii teatrului și filmului românesc pot fi martorii întâlnirii de suflet cu protagonistul filmului, senatorul Melcilor. La Ateneul Nicolae Bălănescu va fi o seară în care ne întâlnim cu marele actor Dorel Vișan, o seară sugestiv intitulată o întâlnire de suflet cu Dorel Vișan. Mai multe amănunte despre maratonul Primăvara Culturală Giurgiuveană puteți afla din viitoarea emisiune de joi, Giurgiu înainte de toate, emisiune realizată de colegul nostru Gelu Grebenel.